Bun găsit, iată, potrivit unor surse, ar fi fost găsite bucăți de dronă la 100 de metri într-o zonă cu foarte multă vegetație, o zonă care trebuie defrișată pentru a fi găsite și alte bucăți de dronă. Iată, acestea sunt informații primite în urmă cu puțin timp. Să nu uităm, încă de la scurt timp de la incident, Ministerul Apărării a vorbit despre faptul că nu ar fi căzut bucăți de drone pe teritoriul României. De asemenea, am văzut o reacție la fel de vehementă și ieri din partea președintelui Klaus Iohannis. Iată, în această dimineață vedem că ministrul apărării cu șeful statului major al apărării și cu șeful statului major al forțelor aeriene sunt în zona Tulcea pentru a face verificări și iată, din nou, potrivit unor surse, mai multe bucăți de dronă ar fi fost găsite pe teritoriul României. Iată, haideți să ne amintim ce a declarat ieri președintele Klaus Iohannis, că nu există informații și că au fost făcute verificări legate de faptul că bucăți de dronă ar fi căzut pe teritoriul României. Mulțumim, Milinca, pentru aceste informații. Și, așa cum vă spuneam mai devreme, ministrul apărării a confirmat pentru Antena 3 că bucăți din dronele rusești au căzut pe teritoriul României. O să vedem declarațiile în câteva momente. Până atunci o să stăm de vorbă cu colegul meu, Adelin Petrișor. Adelin, bine te-am găsit. Hai să încercăm să deslușim, vorbim încă de dimineață despre acest atac cu drone. Vorbim de acum două zile. Special în această dimineață când a fost un nou atac și, iată, acum câteva momente am văzut bucăți de drone. Sunt pe teritoriul României? Se pare că da. E o zonă ce urmează să fie defrișată. Ar fi bucăți dintr-o dronă. Ideea e că e neplăcut pentru autoritățile de la București. Pentru că au negat de la ministrul apărării, ministrul de externe care era în Germania și până ieri la președintele României. Toți au spus că n-a căzut, că noi monitorizăm. E păcat că în momentele astea trebuie să-ți lași o portiță de ieșire, pentru că monitorizare 100% nu există. Incidente pot apărea oricând. Acum urmează armata să stabilească din ce dronă fac parte, când au căzut acolo. Trebuie să stabilești iarăși dacă drona aia a lovit România intenționat sau a fost un accident. Pentru că dacă stăm să ne gândim la ce s-a întâmplat în luna noiembrie anul trecut în Polonia, doi oameni au fost omorâți de o rachetă trasă de un sistem antiaerian ucrainean, care voia să intercepteze o rachetă rusească, o rachetă din sistemul ăla S-300, a luat-o razna, a avut probleme și a omorât doi oameni în interiorul Poloniei, la vreo 8 km de graniță. Deci toate lucrurile astea trebuie puse cap la cap. Cred că ar trebui să vorbim cu specialiștii în comunicare despre cum au reacționat autoritățile române, pentru că au reacționat, acum sunt prinse în offside. Ucrainenii au insistat prin ministrul lor al afacerilor externe, prin purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev și au spus, domnule, drona a căzut în România. Reprezentanții statului, ei mai mari reprezentanții statului, au ieșit și au spus, nu se poate, domnule, că noi suntem cu ochii pe frontieră și acum găsești bucăți de drone. Cine pică prost? Nu. Și cine pică prost în discuția asta? Dreptate se pare că ucrainenii că sunt acolo acele drone. Pe Twitter și ieri și alaltăieri sunt firme de geolocație care au tot transmis că au verificat fotografia pe care o publicaseră ucrainenii și au spus, domnule, fotografia asta am verificat-o și am geolocalizat-o, da, e pe teritoriul României. La câteva sute de metri de graniță. Acolo, gândește-te că toate atacurile astea ale rușilor au loc la 100, 200, 300 de metri de granița cu România. Unde e granița noastră comună? E la mijlocul apei, da? Da. Deci atacurile sunt la câteva sute de metri. Și există posibilitatea... Spunea că la 800 de metri s-a întâmplat totul și că nu pe teritoriul României. Absolut, dar uite, există posibilitatea ca o dronă să cadă...
ceva mai departe. Vom vedea, pentru că trebuie să, cei de la armată trebuie să facă o anchetă serioasă, să vadă ce, de ce dronă, ce tip de dronă. Se știe foarte bine ce drone folosesc rușii. Rușii folosesc de obicei, au folosit acolo drone de producție iraniană. Deci urmează să stabilească toate, toate aceste lucruri. În momentul în care e lovit teritoriul tău, tu trebuie să-ți dai seama dacă a fost făcută cu intenție acțiunea, dacă a fost un accident. Poți invoca articolul 4, dar bine, asta se face după ce se consultă CSAT-ul și așa mai departe. Poți invoca articolul 4 din Tratatul Alianței, care, articol care îți permite să te consulți cu ceilalți membri ai Alianței și să vezi ce poți face în continuare dacă tu consideri că securitatea ta a fost amenințată sau e amenințată în momentul ăla. Da.